macina, trebuie să avem logit, o bolică, avem, că nu vedem să avem ce s-a întâmplat. Deci, cazul despre care este vorba s-a adresat serviciul de urgență pe data de 8 martie, în cursul dimineții, fiind văzut de medicul de gardă de la secția interne și dirijat către spitalul vechi, secția de pneumologie infecțioasă. Acolo a fost văzut de medicul de gardă și care i-a prescris o rețetă recomandându-se ca a doua zi să vină la spital pentru ca să facă o radiografie. A doua zi s-a adresat spitalului, a făcut radiografie toracică și a fost internat în secția de pneumologie. În cursul zilei de 9 spre 10, seara, noaptea, starea lui s-a degradat, fiind solicitat ambulanța și trimis către spitalul județean. Pe timpul transportului a survenit stopul cardiorespirator și manevră de resuscitare s-au dovedit ineficiente, pacientul decedând în ambulanță. Aici suspiciunea care a fost și pentru care a fost internat a fost pneumopatie de natură virală. Și diagnosticul pentru care a fost trimis către spitalul județean a fost insuficiența respiratorie acută, probabil de natură virală, bronhopneumonie. Se ia în considerare o eroare a medicului care a consultat? Nu. Din punctul meu de vedere, nu poate fi o acuză de malpraxis. Afecțiunile virale pot avea o evoluție fulminantă și pot provoca decesul. Nu, ancheta este în curs de desfășurare. Plângerea din partea familiei a venit în cursul zilei de astăzi și a fost și înregistrată în secretariatul nostru. Și ancheta se va efectua fără niciun fel de discuție. Dar în discuțiile care am avut cu medicii implicați, din punctul meu de vedere, este clar. Deci nu poate fi incriminată culpa medicală. Pe de altă parte, în plângerea care a depus-o familia, spune că datorită unei injecții făcute greșit. Exclus. Intervalul de timp între o injecție efectuată și degradarea stării generale este foarte mare. Deci antibioticul a fost efectuat pe la ora 2, adică ora 14, starea de generală s-a degradat pe la ora 2, jumate, noaptea, 3, deci după 12 ore, deci exclusă. Că un anumit medicament poate fi implicat în așa ceva și pentru febră i s-a făcut algocalmin în jurul orei 21, dacă nu mă înșel, și la fel, repet, încă o dată, starea generală s-a degradat pe la ora 2:30-3. Deci, e la fel, distanță de 5 ore între 5-6 ore între administrarea medicamentului și degradarea starei generale. Familia motivată ce a făcut strângere dacă de târziu? Nu știu asta. Deci, într-o afecțiune de natură virală, evoluția poate fi în decurs de câteva zile. 4-5 zile de ce se poate surveni dacă, de exemplu, este o gripă de natură nu știu care. Deci, mi-e greu să spun că eu nu sunt în domeniul pneumopneumonie. Deci, la radiografie s-a văzut aspect de bronhopneumonie. Și foarte probabil că asta e de natură virală. Acum, în rezultatul de la necropsie nu-l avem. Medicul care a efectuat necropsie este în concediu până joi, deci nu pot să vă zic nimic din ce privește rezultatul necroptic. Dar probabil că o să survină și rezultatul necroptic. Până să se întoarcă joi doamna doctor care a făcut necropsie. Spitalul de robot are suficient aparatură ca să facă față la cazul ăsta mai mult. Spitalul nu are aparatură, nu e problema de aparatură. Problema este că nu avem medici suficienți care
nu avem linie de terapie intensivă și automat când este nevoie de un bolnav care să fie intubat și care să fie asistat respirator, este trimis către Spitalul Județean care are două linii de gardă. Deci noi avem un singur doctor de anestezie care nu mai are mult și iese la pensie și să sperăm că vine doamna doctor care trebuie să dea examen acum. Că dacă nu vine, suntem destul de strâmtorați din punctul ăsta de vedere. Sunt multe domenii care ne trebuiesc. Ne trebuiesc și pe interne, ne trebuiesc și pe pneumă, ne trebuiesc și pe terapie intensivă, ne trebuiesc și pe uro, ne trebuiesc și pe ortopedie. Pe care mai sunt. Sunt o grămadă. Deci sunt foarte multe domenii care sunt deficitare, pe UPU, dar e greu să zic când vor veni. Da. E insuficiență de personal, principala problema spitalului nostru la momentul de față. Resursa umană va fi în viitor în tot sistemul. Problema. Nu numai la noi.